Salut tuturor, sunt George și bine m-am găsit la un episod pe acest canal mai bun. Sunt în șoartă, în 4, cum se poate vedea. Iar în campania dați ne așa cu Germania și vom vedea ce vom putea face. Deoarece am dat un mod de pe Workshop 6 care se numește Wolfenstein New Order și da, după cum se poate vedea, astăzi ne așa foarte frumos cu Himmler. Bun, deci să vedem și noi ce avem întâi și întâi. Deci întâi și întâi, da, e clară treaba ce focusuri avem și astea. Deci o să ne punem mai întâi pe SS, da, și ceva, nu ne punem de fapt pe industria de război și astea deocamdată. O să ne punem deocamdată pe niște fabrici civile aici. Foarte frumos în casă, i-a jucat Wolfenstein și astea. Cred că vă dați și voi seama ce este această zonă și asta, deci Castle Wolfenstein foarte frumos, deci... Stai-te așa puțin că trebuie să ne uităm de un lucru, deci... Hai odată aici să ne punem, odată uite aici să ne punem încă o dată. Așa, odată uite aici așa, bun aici... Pe inginerie, după frumos pe artilerie, că de ce nu? Și acum armata și astea, da... O vom pune pe Mariana Blavatsky, foarte frumos, și aici îl vom pune, desigur, pe Wilhelm Strauss, ok? Așa. Și acum ne trebuie și noi foarte frumos vreo 10 political power întâi și întâi. Bun, am făcut rost despre el și astea. Acum ne vom pune întâi și întâi pe SS War Industry. Și foarte frumos, după cum puteți vedea, s-a mutat capitala la foarte mult aici în Dead, bine, aici în Dead, dacă e în Dead Head sau cum trebuie să se pronunță și astea, deci foarte frumos. Acum, da, deci e clară treaba cu, după cum suntem poziționat și astea, dar da, noi acum, ca să înțelegeți, suntem puppetul Germaniei și astea. Iar ca să facem nebunii și astea, deci foarte frumos să facem mai întâi de New Order, foarte frumos aici. Și de asta aici, asta ce faci? E același lucru, dar... Ce zice? Joins? Ah, deci German has completed Reichland, așa mi tot ok, stai-te așa puțin. We must strict strange, ok, we should listen. Am înțeles care e faza, ok, și aici dacă facem acest lucru, deci... Stai puțin, deci... Stai-te așa puțin, deci join asta... Am înțeles care treaba, dar ideea este că eu nu prea am divizii ca să fac acest lucru și... Ăștia sunt cam vreo 24 contra 10 și e cam, da, e cam trasă de părba, să zică. Dar, da, să ne punem, facem și aici niște divizii foarte frumos și să vedem ce se poate întâmpla. Păi, da, mai bun, se pare că foarte frumos am făcut și acest focus care, na, o să ne permită să fim și noi mai liberi și astea, adică foarte frumos, deci... Acum suntem un stat trit, acum, bun, dar... acum se pare că am devenit și noi foarte frumos liber și asta, și acum trebuie foarte frumos să vedem ce mai putem face în continuare, desigur, dar... Ia să-i așa puțin, deci hai o dată cu asta aici o dată, bun. Iar acum, deci, da, de se pare că tot dependeți de Germania, stând, asta e partea a doua, ok. Ăștia, deci putem ieși oricând din Axo, e foarte bine, dar oricum să ne punem pe franta și astea mai devreme, să zic așa, adică... Hai, da, hai, uite așa foarte frumos, deci, da, stai așa puțin că, deci cât durează? Mamă, hai, că avem bun, se pare că a sosit momentul adevărului foarte frumos, deci, să vedem dacă putem face și în Franța să capete de 6 ore pe jur, deci, băgăm și Germania, că de ce nu? Aici, da, acum, ia să știu ce putem face, dar stai așa puțin. Da, am înțeles care trebuie, deci... Parisul... Ok... Așa... Acum repejor, repejor... Da, am pus-o prostul, Dumnezeu, mă. Haideți, bă, că vine ăștia să vă taie, ta. Aha. Puș. Bine. Ah, fii atent! Bine, mă, băiatule!
Și despre ce putem vorbi? Deci, m-a spus oameni buni, deci dacă aveți paroșitiș, nu v-am mai trebuit nimic pe bune. Niciodată nu vă va mai trebui nimic pe bune. Dacă aveți paroșitiș, știi, foarte frumos, deci... Da, s-a făcut treaba. Iar acum, desigur, hai pe Anglia. Deci, asta înseamnă tată să joci cu paroșitiș, să-l ai pe Hinder frumos, elegant, păi da, nu. Am fost acolo și ăștia de aici, deci băieții mei. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim, war jung und dumm. Da, mai am pus și așa foarte frumos să am la șariasică, de ce nu? Și da, de ce... Ea că am dat bypass la al doilea război mondial și astea, cam repejor, adică în 37 cam tot s-a luat și astea, deci acum na, vom anexa toate statele din Est și ne vom pune desigur și pe URSS, că de ce nu, și desigur până atunci trebuie să ne punem mai întâi pe Austria, desigur, este e bun, foarte frumos, am făcut și o pape din toată Marea Britanie, adică na, foarte frumos toată din Canada, de ce nu? Foarte frumos toată și din Australia, foarte frumos, apă din Noua Zeelandă. Putem spune că m-am plictisit, adică na. Și asta aici la fel. Și mai ales din Franța, că na, ea cam dus departe și pe francezi, adică na. Ce să mai anisez, mă, Austria, mă, că hai de capul nostru, s-a pus ăsta pe aia repejor, Austria cu ăsta prost, da. Asta este, s-a destrămat visul, pe bune. Acum, na. Aventurierule, băzea că vin peste tine, că, na. Păi și foarte interesant e să te uiți la steagurile astea. Voi vedeți ce steaguri, dracu, este aici? Doamne, iartă-mă. Ce n-ai, bă, mă, băiat, leote? Urmă jung, auf den Abweg geführt und gemein. Neu-Berlin, eingetriebene von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus Abendrot.
mai bun, se pare că foarte frumos, da, ce să mai spunem, am luat și Ungaria și România. Iar acum mai lipsește doar să ne punem foarte frumos pe Iugoslavia, foarte frumos și elegant. Bine, am mobilizat aici foarte frumos cu RSS-ul, că, na, cine știe ce se poate întâmpla. Dar, da, până atunci, cred că putem anexa și noi foarte frumos Iugoslavia și astea, deci... Ei, să dăm foarte mult o șansă, deci uite așa, foarte frumos de pune, uite așa. Aici, ai și pe Bulgaria, că de 185, ok, e de ajuns, ok, odată, bun. Deci aici stăm cât de cât în regulă. Dar ce aia este așa puțin, deci asta aici, hai să ne pun și ceva aici, pari cu un companie, ok? Aici, da, dacă să dați, desigur, că nu, eu chiar vă primesc, pe bune. Ok. Și în rest, da, ce să mai spunem, e clară treaba, adică, na. Mă, și mi se pare foarte simplu la comunitate să satele și astea, adică, na. În rest, stăm foarte prost cu manpower-ul și cred că asta va însemna să eliberăm toate pastea care... toate coloniile și astea, deci Franța, tată, desigur că avem nevoie mai repede de alte chestii și astea și, da, deci am refuzat acest lucru de la sovietici, deci... Da. Dar de ce sunt eu ținta? Asta e întrebarea destul de mare, care... Na, așa, a început și nebunia așa, deci... Ei, vom lăsa pânim să se ocupe, adică, na... Și acum mai bun foarte frumos numai în Germania și sperăm că va merge șmecheria din nou.
Acum... Na. Băi, legat de Italia 6, cred că putem lua ușor cu Italia, adică n-a să sperăm acum, dar... În asta le după asta, uite așa, uite așa. Și suntem în bătaie, ia să-i așa puțin. Cu cine suntem noi, mă, în bătaie? Ah, doar eu singur, nu? E bine. Hai, repede, repede, șorba Berlin, repede, repede, repede. Căștia, da... S-a fost și șmicheria când am amestat doar SS-ul, pe scurt, ca să nu vină nebunii. Aoleu, iar de crești, Doamne. Doamne bunii, deci pur și simplu nu mai ce loc, adică dă crești, crești peste crești, că din cauza că am prea multe papeturi și astea, deci e o idiosie într-o dată, deci da. Ce să mai spun, bun, deci da, putem spune că am luat Germania foarte frumos, adică oricum o luam și astea și luam și Italia, că și Italia era la fel, cu trupele băgate în capcana mea și astea, deci da, deci putem constata că am cucerit astea și astea, deci da. Păi și cam asta a fost campania mai bună, dar să stați acolo un like în caz de a plăcut și ne vom vedea data viitoare cu altă campanie, desigur. Dar da, deci... Pus spune pur și simplu că îmi trebuie un calculator mult mai bun pentru arte de papeturi, deci data viitoare pur și simplu la chestia mă joc cu acest mod, nu mai facem puppet din absolut nimic înseamnă, deci trebuie să lăsăm totul așa, deci aia este, manpower-ul, adio.